Salutare tuturor, numele meu e Claudiu și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. Astăzi o să vorbim despre un website care te plătește pentru fiecare click. E un website legit, am făcut foarte mult research despre acest website, deci știu despre ce este vorba, deci nu este ceva scam. Acest website chiar vă plătește, bineînțeles, fiecare job completat pe acest website te plătește o sumă destul de mică, da? adică câțiva cenți, dar sunt foarte multe joburi și ești plătit pentru fiecare click sau pentru fiecare task completat. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Dacă vă plac videoclipurile de genul ăsta, nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru că mă ajută foarte mult. Bun. Uh... Așa, așa arată website-ul, da, se numește Pico Workers. O să vorbim imediat despre ce este vorba. Înainte de asta am câteva informații să vă, să vă transmit ca să faceți acest website să funcționeze, da? De exemplu, eu am pus, când mi-am făcut cont, mi-am pus țara România, da? Pentru că acolo sunt, nu, țara trebuie să o pui în ce țară ești tu. Da, adică dacă ești în, nu știu, în Germania, în Spania, unde ești tu și vezi acest videoclip din orice țară vezi acest videoclip, trebuie să pui țara din, din care ești, da? pentru că nu o să funcționeze dacă, dacă, de exemplu, eu am încercat să completez niște task având țara setată pe România, nu mă lasă să completez pentru că spune că folosesc un, un VPN și adresa de IP nu... Nu, nu corespunde cu adresa de IP pe care am pus-o la profil și de asta nu, nu merge. Am impresia că poți să îți schimbi, poți să schimbi, nu știu dacă poți să schimbi asta, cred că ar trebui să poți să schimbi, ar trebui să să poți să schimbi um, datele despre tine, nu văd momentan unde poți să fac chestia asta, dar um, așa arată website-ul, da? Bineînțeles, nu am, nu am retras. Dacă apăsăm pe acest buton, putem vedea că putem retrage prin Skrill, Litecoin, RTM și PayPal. Da? Deci puteți retrage și prin PayPal și vă trebuie o sumă minimă de 5 dolari. O să-i faceți destul de ușor dacă depuneți ceva timp pe acest website și o să vedeți că um, arată, destul de, de, arată destul de bine acest website. E, e um, destul de aranjat, să zic așa. Um, și aveți destul de multe joburi, o să fi o să puteți găsi joburi pe acest website în fiecare zi. Adică nu o să rămâneți fără joburi, o să fie zile în care nu o să aveți ce face pe acest website, o să aveți uh, o să aveți de lucru, să zicem așa, uh, constant. Ca să uh, vezi ce joburi uh, sunt valabile pentru tine, pur și simplu te duci pe acest buton, să văd dacă se vede, da se vede. <coughs> te duci pe acest buton și apeși Find Jobs, da? După ce ai, după ce ai văzut, după ce ai apăsat pe ăsta, o să vezi tot felul de, de joburi, da? Son, uite, de exemplu, să dai un upvote pe Reddit, da? Te plătește 0,31 de cenți. Să-ți faci cont pe acest, pe acest website, la fel să-ți faci cont pe acest site, să te înregistrezi și tot așa, da? Puteți vedea că faceți 30, 14, 24, 30, 30, 30, da? Faceți câțiva cenți, dar aceste, um, aceste uh, joburi o să fie constante, da? Adică o să aveți tot timpul de... Uh, o să aveți tot timpul de muncă, să zicem așa, și poți să le sortezi, uh, poți să le sortezi care plătesc cel mai mult, da, de exemplu ăsta plătește 80 de cenți, ăsta plătește 30, da, sau puteți, uh, puteți să le Sortați după cele mai recente care sunt cele mai recente joburi postate, da, de exemplu ăsta, pur și simplu ca să faci acest job, pur și simplu dai click pe el. Bun. Dar și aici o să vezi, aici o să vezi toate detaliile de care ai nevoie ca să completezi acest, acest job, da, și îți pune jos, dacă dai scroll, scroll down, o să vezi jos cam tot ce îți trebuie să faci, da. Bun, pentru... Pasul 1 da, este să intrăm pe acest link și să dăm upvote la o, la o postare pe, pe Reddit. După ce am dat upvote, puneți tovada uh, puneți, um, um, că ați făcut chestia asta și vă cere să puneți um, username-ul, numele uh, persoanei care a postat uh, această postare da, și pur și simplu introduceți username-ul acestei persoane, o introduceți aici, dați submit și v-ați luat, uh, luat bonuții cum am spus, o să aveți, o să joburi în fiecare zi, adică nu o să rămâneți fără joburi și nu o să aveți ce face, o să aveți ce face chiar în fiecare zi pe acest, pe acest website. Poți să dau scroll down până mâine și nu rămânem fără, fără joburi, da? Și încă se, se mai încarcă și putem, putem face chestia asta non-stop, da? poți să faci 10-20 de dolari în fiecare zi. Mă rog, cred că ca să faci 20 de dolari trebuie să completezi destul de multe. Asta nu cred că poți să faci într-o zi, dar poți să faci 10 dolari poți să-i faci pe zi dacă, dacă depui ceva efort pe acest website. Cum e, cum e cu pandemia, acum toată lumea stă în casă, deci aveți, aveți tot timpul din lume. Da? Ca să mai faceți bani, da? să zicem că nu știu, ai câțiva prieteni care și ei vor să facă chestia asta, poți să-i inviți, da? poți să dai la Refer a Friend aici. Și o să primiți un link de afiliere. Dacă copiați linkul ăsta și, um, nu știu, invitați-vă prietenii, membrii familiei ei și puteți primi 5% din orice primesc ei atunci când completează un, o, un, nu știu, un, un task sau de câte ori fac bani, să zicem că ei fac, nu știu, fac 10 dolari, Fac 10 dolari pe acest website sau fac 100 de dolari pe acest website, tu o să primești 5% din, 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 suma aia. Ceea ce mi se pare foarte interesant. Dacă aveți, dacă vreți să, nu știu, să postați voi joburi, uri da? să, nu știu, să zicem că vreți să vă promovați un cont de YouTube, un cont de Instagram sau ceva, pur și simplu schimbați aici de la Switch to employer, da? Și după aia puteți posta joburi pentru alte persoane. Destul de destul de, au, ușor. Um, am aflat ieri despre acest website și am continuat să caut despre el și am găsit doar review-uri destul de bune, da, și um, nu știu, mi se pare destul de interesantă această metodă de a face bani pe, pe, internet. Vă recomand și eu vouă dacă vreți să faceți câțiva bănuți pe internet, încercați această metodă, este gratis, da? este destul de simplu să, faceți, să, vă faceți, să vă deschideți un cont. Pur și simplu, cum am spus, fiți foarte atenți atunci când atunci când vă deschideți cont, să puneți țara în care sunteți, da? Um, și puneți țara în care sunteți ca să puteți completa aceste aste, aceste joburi, altfel nu o să puteți completa. Um, și nu văd cum, cum să îți schimbi uh, nu văd cum să îți schimbi datele astea, da, save profile, nu pot. Um, country. Bă, că nu mă lasă să îmi schimb asta. Select the password, email, tab change. Ah. A da, uite, poți, poți să faci aici să, să alegi să fii, să fii anunțat atunci când sunt joburi noi postate pe acest website, ceea ce mi se pare destul de destul de interesant. Mm -hmm. a, ok, cam asta a fost cu acest, cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un share și ne auzim în videoclipul, în videoclipul următor. Mulțumesc frumos de vizualizare. Pa pa.